Slavă Domnului! Amin! Dragilor cea de pașe, în care de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat de sus. Se revărsa de țveșnic o galbe pe lumină pe azi de cale, pe mielul fără vină. Era plăcut prielul și toate pregătite, dar vai! Uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vreme lege, cureaua de neglezne pe rând să le deslege, să le alimentau de praful de pe drum. Și acum cei 12, sie la toare cum, se întrebau în taină cum vor ședea la rugă și cine își va pune ștergarul cel de slugă. O iată cum se încruntă privind cu tulburare când lasă în coapă când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoare, ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu, ai, nu se șade, eu doar sunt mai bătrân, dar tu cel mai tânăr. Eu stau lângă stăpân, dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ți-i doar plângă? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am stăpus. Tu, Toma, nu vrei mai să fii tu cel ce stai? Sunt trist. Te luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și haina și brâul într-un mulier, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer. Și a pășurat ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii capul al tuturor. De atunci, pe apa vremii atâția ani s-au dus și încet, a câta oară să pleacă iar Iisus, să trebuie tot prin Duhul pe cei ce îl înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, frate, ștergarul astăseară, dar tu, soră, soție, voi tineri, voi copii, frumos va fi odată acolo sus și o știi, dar azi sunt mii de amaruri. Necazul greu se curmă, n-ai vrea în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun vas de cinste, dar trebuie și un cioc. N-ai vrea cu drag să fii al fraților tăi rob? Sunt rănie îngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se plimbă. Sunt vădve bolnave, bătrâni fără putere, orfani care așteaptă un strop de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă cu mama în spital, orfani care așteaptă un salvator semnal. Cere o stenială și jertfă uneori și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânim cuvântul când harul ți-i dat, cât mătura și acul și haina de spălat, cât oala și măciorul, un drum cu a ta mașină, o mână întinsă, caldă, cu drag la vreo bătrână. Sau stâng de veche noaptea la cât un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, ras, și să-l mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. N-ai vrea cu mine astăzi să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu am să șade, pentru că sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu! Se aude același trist răspuns. Atunci, lăsându-se carne cu luna lui și haina, iubiri fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară se apleacă iar sus și primi atâtea gânduri, ștergarul iar și-a dus. Și așa cum o mătiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jocul fără margini, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, iarăși rob și slugă, veniți leproșii ai lumii murdari, iar ei țărână. Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână. Veniți voi ce împăcate nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul lui sânge. Voi, frați,
Coniți mândria, visările și somnul și luați cu drag ștergarul alături de Domnul. Și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cu lună. Amin.